Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fețe Fețe aici la Știi TV. În această după amiază ploioasă de martie vorbim despre un proiect implementat oarecum în ciuda celor de la oraș într-o comună din județul Mureș. Este vorba de comuna Râciu, acolo unde aleșii local, Consiliul de Administrație al Școlii Generale au hotărât de comun acord să implementeze catalogul digital. Catalogul digital despre care vorbim de atâta vreme și care în școli din Târgu Mureș nu reușește să-și găsească locul. De ce? Nu știu. E bun? Nu e bun? Iarăși nu știu. Cert este că într-o eră digitală tind să spun că ar fi necesar, că ar fi mult mai bine atât pentru părinți care pot să-și verifice dintr-o anume perspectivă odrazlele, cât și pentru copii care pot și ei să știe, fără să mai întrebe profesorul, domn profesor, mi-a trecut sau nu mi-a trecut o notă sau alta. Mai mult decât atât, dacă stau bine să mă gândesc, un asemenea proiect ar putea duce inclusiv la ușurarea muncii dascălului, care la final de semestru n-ar mai trebui să încheie mediile, să le calculeze. S-ar calcula automat. Nu știu dacă proiectul de la Râciu face asta și cum funcționează, dar încerc să aflu în această după-amiază de la invitații mei. Înainte de a vi prezenta însă, vă spun că vă aștept să vă spuneți punctul de părere. Credeți că e necesar să se introducă în școli, în școlile mureșene, dar în școala românească în general, sistemul acesta al catalogului electronic, catalogul digital, catalog online, care să permită să fim mai aproape de actul didactic din perspectiva aceasta a absențelor și a notelor. Invitații mei din această după-amiază, domnul Ciprian Belean, consilier local la Râciu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și dezvoltatorul aplicației implementată la Râciu, Alexandru Pop. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Belean, sunteți cel care am înțeles că ați dus propunerea în Consiliul Local Râciu și în Consiliul de Administrație al Școlii. Exact. De ce? Exact. Bine, am avut această inițiativă pentru că, așa cum spuneam și în ziare și așa mai departe, dacă ați devenit știre națională după acest pas. Da, se pare că da, pentru că suntem, și cu toată modestia o spun, suntem primii din țară la nivel rural cu acest proiect. Știu că, nu știu, în orașe s-au mai făcut astfel de proiecte, dar la nivel de comună suntem primii. Ne bucurăm, avem așteptări mari de la acest proiect și sunt sigur că o să iasă bine. Nu doar general, ce așteptări aveți? Practic, noi încercăm o digitalizare și o debirocratizare, de ce nu, și a sistemului de învățământ. Da? Și eu cred că lucrul ăsta poate să pornească și de la sat, nu doar de la oraș sau de la orașe. Ce au zis colegii dumneavoastră din Consiliul Local? Sincer, au fost încântați, la fel cum au fost încântați și profesorii de la gimnaziul Gheorghe Șincai din Râciu. Au fost foarte încântați de acest proiect când le-a fost prezentat. Și chiar sunt foarte optimiști că o să reușim să aducem un suflu nou. Practic este un proiect pilot. Profesorii încă sunt în stadiul în care se acomodează cu tehnologia, să spunem așa, cu tabletele. Și sperăm ca în cel mai scurt timp să începem să lucrăm pe aceste tablete, pe acest catalog electronic. Practic, deocamdată o să mergem în paralel cu clasicul catalog și cu cel electronic. Și sperăm, pentru că asta vrem noi de fapt, în timp, catalogul electronic să ia locul catalogului clasic. Deci nu vă propuneți să renunțați la sfârșitul acestui an sau la sfârșitul anului școlar viitor la proiect? Nu, nu. Deci este un proiect de anvergură, ca să spun așa. În primul an este proiect pilot. După, presupune din partea bugetului local, a autorității locale, costuri? Nu. Pentru că o parte din tablete, da, ne-au fost date încomodat de o firmă de IT din Târgu Mureș, firma REA.
Iar deci astea sunt 21 de tablete care ne-au fost date. Noi avem nevoie de 31 de tablete și practic ar mai fi 10 tablete care o să le suporte primăria Râciu. 10 tablete, 31 ar fi pentru fiecare dascăl o tabletă? Exact, pentru, da, pentru învățători și profesori. Deci practic se merge pe clasele 1-8. Bun, dar pentru a funcționa e nevoie și de o rețea. Cum stă Râciu la capitolul rețea de internet? Plătiți un abonament pentru fiecare tabletă? Ați rezolvat un sistem wireless? Da, avem un sistem wireless cu fibră optică. Așa, un sistem care merge chiar foarte bine. Alex aici de față a fost și el în școlile din comună și chiar stăm bine, Alex. Foarte bine. Acum cred că e momentul să ne spui tu, în calitate de dezvoltator, Alexandru, cum a pornit acest proiect? Pentru că din documentarea mea am înțeles că a fost un proiect de licență la Universitatea Petru Maior, proiectul tău de licență, de fapt. Pentru că s-a vorbit mult și am vorbit chiar și eu aici în emisiuni că am semnale că din zona de IT de la Petru Maior nu toată lumea reușește să fie IT-ist și să învețe pe software la zi. Uite că tu vii să contrazici. Ai făcut o aplicație pentru comunitate la zi. Da, aveți informații corecte în ceea ce privește începuturile acestui proiect. În anul 4 de facultate, fiind în postura de a alege licența, îmi adusesem aminte de o discuție avută cu un cadru didactic care la un moment dat mă întrebase dacă aș fi în stare să dezvolt un catalog online școlar. Asta se întâmpla în urmă cu mai mult timp și la acel moment am spus că acest lucru este peste cunoștințele mele. Totuși, ajungând în anul 4 de facultate și fiind în faza aceasta de a alege, am spus că de ce nu un catalog online școlar? Pentru că îmi adusesem aminte de timpul din liceu, din școala gimnazială, când era atât de complicat să afli o notă, era atât de greu să afli o absență, dacă, de exemplu, nu duceai carnetul la timp și lucrul ăsta nu se întâmpla pentru că vroiam să nu-l duc la timp, ci pur și simplu se întâmpla să-l uităm acasă. Asta în ce an a fost? Anul 4 de facultate. Anul 4 de facultate. Și când ai început să lucrezi la proiect. Da, deci asta s-a întâmplat. Am început în 2014 proiectul cu catalogul, s-a continuat în 2015, apoi s-a continuat dezvoltarea încă timp de cam un an jumătate. Și e valid începând de anul trecut. Da, este valid începând de anul trecut. Prima școală care a folosit acest sistem a fost o școală din Republica Moldova chiar. Iar apoi proiectul a început să fie cunoscut. Am fost contactați de către un operator de telefonie mobilă care a dorit un parteneriat cu noi și astfel, din toamna acestui an, acest catalog online școlar este implementat la nivel de oraș Reghin, în toate școlile din orașul Reghin. Acolo fiecare dascăl are o tabletă cu o cartelă 3G, fiind tot timpul conectați la internet și având posibilitatea să adauge note. Din partea acestor domni profesori avem un feedback bun. Desigur, au fost și persoane care au avut anumite rețineri datorită vârstei sau a faptului că pentru moment munca se dublează pentru că e nevoie să adauge notele atât în catalog pe hârtie cât și în catalogul online. Însă am început acest proiect și cu gândul pentru că credem că în următoarea perioadă de timp catalogul pe hârtie va dispărea și doar cel electronic va fi catalogul de bază în fiecare școală. Ce presupune aplicația aceasta? Să înțeleagă telespectatorii noștri cum sunt toate catalogele într-o tabletă, toți profesorii au acces la toți copiii din școală, cum funcționează? Fiecare cont este restricționat în funcție de tipul de utilizator. Spre exemplu, un profesor are acces doar
la elevii din clasele unde predă. Dacă, de exemplu, un profesor predă la clasa 9B, 9C, 9D, atunci are acces doar la elevii din acea clasă. Desigur, există și conturi pentru secretari, pentru directori. Directorii au acces la întreg colectivul școlii. Ei pot să vadă notele și absențele în timp real ale acestora, pot să îi notifice. De asemenea, diriginții au acces pe lângă clasele unde predau și la elevii la clasa unde sunt, unde activează ca și diriginte. De asemenea, avem ca și tip de utilizator contul de părinte. Aici părinții pot să vadă doar notele copiilor lor, iar elevii pot să vadă doar notele lor. Notele și absențele. Notele, absențele, desigur. Și tot ceea ce ține de anunțuri, evenimente din școală, spre exemplu, se pot adăuga în această aplicație și evenimente ce țin de școală, gen zilele școlii. Părinții de acasă, da, pot să acceseze sistemul? Sigur. Sistemul... Sau de pe telefon, de unde sunt în lumea asta, pot să acceseze sistemul? Da. Ce este interesant, văzând vremurile în care trăim și faptul că sunt părinți care sunt plecați poate în străinătate, am văzut accesări din întreaga Europa și credem că lucrul ăsta se face pentru că au copii în școlile, din școlile unde aparțin și unde este implementat sistemul, au părinți plecați în afară. Am văzut, Alexandru, în ultimii ani, imediat o să vă dau cuvântul, dar am văzut în ultimii ani, în ultimii 10 ani, mai multe cazuri în care catalogul acela clasic a dispărut. A fost ruptă o foaie exact cu notele sau absențele care nu ar mai fi trebuit să apară. Ei, cât de sigur e sistemul pe care îl propui tu dascălilor școlilor? Cât de sigur, cine poate să intre în el și să modifice, fie să șteargă tot, fie să adauge? Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, noi avem, totuși, în fiecare zi facem un backup la datele care se introduc în catalog, astfel că dacă ar rupe o foaie astăzi, am avea tot timpul la dispoziție datele într-un loc de arhivare. Acum, când ai și catalogul clasic în paralel, e simplu, dar dacă s-ar întâmpla să rămână doar acest sistem și să rupă foaia, ai până la ziua de ieri totul, dar ziua de azi o pierzi. Nu neapărat. Există în domeniul nostru, se dezvoltă tot felul de scripturi care pot să facă un backup al datelor chiar la oră, la minut. Deci, aceasta nu ar fi o problemă și tocmai din acest motiv este mult mai sigur decât un catalog pe hârtie care e într-un singur exemplar și se poate pierde mult mai ușor. Baza de date o păstrează școlile sau e păstrată pe un server al dezvoltatorului, al tău sau al societății care pune la dispoziție softul? Baza de date este stocată de noi în mai multe locații și pentru a fi în siguranță. Cum v-au convins, domnule Belean, să... Am înțeles, n-am știut și îmi pare rău, trebuia să o chem pe doamna Precup de la Reghin și o felicit pe această cale dacă domnia sa a fost, cu consilierii de acolo, au fost cei care au preluat primii ideea. Dar cum v-au convins pe dumneavoastră să îi convingeți pe cei din Râciu să implementeze acest proiect? Cum au convins? Unii spun că sunt probleme mai importante în comune, în orașe, nu catalogul într-o școală. E catalogul pe hârtie, de ce să ne batem cap cu el? Acum știți cum e. Tot timpul, dacă facem ceva, trebuie să facem altceva. Dacă facem aia, de ce n-am făcut cealaltă? Deci niciodată nu o să ajungem la liman, dar totuși vorbim de învățământ, vorbim de educația copiilor noștri din comună. Și chiar acum, făcând așa o paranteză, cred că dacă acum, nu știu, 15 ani sau 20 de ani, da,
eram în școală și veneau doi așa ca mine și ca Alex, unul să vrea să facă ceva în școală și nu cu un program din ăsta, nu știu cât de mult ne-ar fi plăcut. Da. Da? Și cred că și elevii în școală, chiar au fost niște elevi. Păi așa sunt ținuți mai din scurt. Exact, care mi-au spus, îi citez acum, Nenea Cipri. Bă, am numai 32 de ani. Mulți chiar. Înainte. La fel. Și îmi zice, Nenea Cipri, da, acum o să vadă și mama și tata tot timpul ce notă, o să știe când trebuie să vină la ședință cu părinții, o să știe. Zic, mă, da. Și de asta vreau să vă zic că părinții au fost foarte bucuroși și au primit foarte bine acest program. Pentru că, așa cum spunea și Alex, o să fie mult mai informați despre ceea ce se întâmplă vis-a-vis de copiii lor. Și cum m-au convins, sau cum am convins Alex și firma de IT, păi nu cred că trebuia să ducem prea multă muncă de convingere. Dacă vrei să vii cu ceva nou, dacă vrei să vii cu ceva chiar inovator în comuna ta, o faci. Și dacă e și înspre binele cetățenilor sau, ca să fiu mai subiectiv, a copiilor, atunci pur și simplu o faci. Și le-am prezentat și celor din comună, mă rog, consilieri, primar și... Ce a zis primarul? Că primarul de acolo s-a bătut mulți ani pentru infrastructură, drum, canalizare. Trebuia să fie și domnia sa în platou, n-a ajuns, că l-aș fi întrebat direct. Ce? Cum a primit el propunerea voastră? Pentru că, de regulă, sunt primarii aceștia cu multe mandate în spate, care spun, eu știu tot. N-am nevoie să spui tu, fac eu dacă vreau. Cum a fost reacția lui Ioan Vasu? Reacția lui Ioan Vasu a fost undeva, cred că în 2-3 secunde, da, îmi place. Deci, n-am stat să, nu știu, să gândească extraordinar de mult, pentru că, acum știți și dumneavoastră, că este un primar care este și activ și știe ce vrea. În momentul în care i-am prezentat acest proiect, a fost de acord și mi-a zis Cipri, bun, hai să-i dăm bătaie. Dar câți părinți au acces la internet în Râciu? Am făcut cu aproximație acum o statistică și noi avem undeva la 496 de elevi, din care aproximativ 100 sunt la grădiniță și restul 396-400 clasele 1-4 și de aici undeva 1-8, pardon, îmi cer scuze, și undeva la 80% din ei, deci au acces la internet sau au un calculator sau un telefon, un smartphone. Și știu părinții lor în același procentaj să folosească aceste device-uri sau rămân la mâna copiilor? Pentru că îmi spunea și e credibil ceea ce îmi spunea colegul în cască, până la urmă copilul la clasa 7-8 poate să fie suficient de șmecher încât să facă un print screen, să corecteze puțin pagina și să-i spună, uite, mamă, ăsta e catalogul digital. Nu cred că... acum pe copii clar că-i duce capul și pot să fac. Le-am dat ideea acum. Exact. Dar să știți că la fel cum unii au învățat să butoneze, ca să spun așa, sau să folosească un smartphone sau un calculator, un laptop, da, avem nevoie de o perioadă de acomodare. La fel o să fie și cu programul ăsta. Noi, practic, mă repet acum, instruim pe profesori, da? După care o să vină și vremea părinții. Alexandru Pop, instruirea profesorilor și trecerea efectivă a notelor în catalogul electronic la Râciu. Cât durează instruirea, când începe funcționarea efectivă a proiectului și posibilitatea părinților să vadă, da, funcționează, da, are copilul meu nota mare sau are nota mică, trebuie să intervin. Da, deci suntem în curs de a finaliza împreună cu reprezentanții școlii din Râciu în ceea ce privește adunarea datelor pentru ca sistemul să funcționeze într-un mod corect.
date. Ce înseamnă date asta? Însemnând numele lor, e-mailurile lor, fiecare copil din ce clasă face parte, ce clase ce materii se predau la clasa respectivă. Deci nu e chiar așa de simplu. L-am dus astăzi și funcționează. Trebuie încărcat sistemul. Da, trebuie încărcat sistemul. Este... Cât durează asta? La o școală de 400 de elevi. Din punct de vedere tehnic, această configurare a școlii, dacă se face după modul în care noi oferim fișele ce trebuie completate, pentru noi mai mult de 20 de minute nu durează. Pentru o persoană. Pentru toată școala. Mai mult durează colectarea datelor, completarea acelor fișiere XLS. În... Cine completează fișierele? Că aici credeam că fișierele le completați voi pentru toată școala în 20 nu. De minute. A, nu, nu. De asta am zis din punct de vedere tehnic. Deci, fișierele sunt completate de reprezentanții școlii. De obicei nu am la legătura cu informaticianul școlii, pentru că dânsul are acces și la platformele oferite de minister pentru a introduce acolo elevii, părinții, datele lor și așa mai departe. Din acel program se face un export al datelor, se mai aranjează puțin în așa fel încât să fie corespunzător cu ceea ce avem noi nevoie și de aici... Cât? La 400 de elevi, cât durează? Se termină anul ăsta școlar fără să înceapă proiectul la Râciu, efectiv? Că acum îl anunțăm că da, au acceptat consilierii, a acceptat Consiliul de Administrație, s-au donat tabletele, dar când va fi? Bun, păi ca să fiu și mai clar, de exemplu, săptămâna trecută deja mi s-au furnizat datele în ceea ce privește elevii, părinții și urmează ca săptămâna aceasta să se termine și colectarea datelor legate de profesori, instalarea aplicației pentru fiecare tabletă în parte și de aici încolo, în maxim 2 săptămâni, acest proiect va începe. 2 săptămâni. Și ajung din nou la o întrebare la care nu mi-ai răspuns din primul set de întrebări. Tableta fiecărui profesor va fi, de fapt, catalogul tuturor celor 8, 10, 12, nu știu câte clase sunt în total în Râciu. Sau fiecare tabletă are doar partea de utilizare a profesorului care o folosește? Nu, deci atât pentru dispozitivele cu sistem de operare Android sau iOS, chiar și pentru Windows Phone avem suport. Se instalează o singură aplicație, indiferent de ce tip de user va folosi și acea aplicație. Acasă și sigur, profesorii, sigur. O singură aplicație. Se dă o căutare după catalog școlar. Acolo, prima aplicație care apare în listă este aplicația noastră, în care și o iconiță. Aplicația, practic, se numește cenoteam.eu. De la ce noteam eu vine treaba asta și se instalează, iar apoi în funcție de ce user ai, te loghezi cu e-mail, parolă și vezi datele în funcție de... Ce noteam eu. Da. A fost greu să găsești numele acesta. Mi-a luat ceva timp. Era dar... în urmă cu 20 de ani, cam așa un... Ce școală ai terminat? La Colegiul Național Unirea. Unirea. Era un... elev de la colegiul concurent cu voi, eram colegi pe vremea aceea și a făcut o revistă la Papiu și era De ce eu? Și l-am întrebat de atunci, omule, DCI. Toate prescurtări. Simplu, de ce eu? Iarăși citesc, iarăși mă pune să răspund la tablă și întreb, de ce eu? Ei, așa și voi. E un nume bun. E un nume bun. Mulțumim. Pentru aplicație. Reacții la nume din... partea elevilor sau din țară, din alții care au văzut aplicația? Da, lumea se miră pentru că alții au mers pe nume mai clasice, însă cenoteam.eu mi se pare că definește foarte bine ceea ce această aplicație vrea să fie. Prin ce se deosebește aplicația Cenoteam Eu de alte aplicații care au fost implementate în școli din România, care e mai bună din punctul tău de vedere și de ce? Sunt 3 întrebări. Da.
Păi, cea mai bună e asta, ce nu te-am De ce? Convinge-mă că e cea mai bună. Și de la Râciu. Da, corect. Deci, platforma e dezvoltată pe o tehnologie foarte cunoscută la nivel mondial, foarte stabilă, o tehnologie care oferă securitate și un mod de dezvoltare foarte optim și curat. De asemenea, funcționalitățile ce le include această platformă e mai mult decât a stoca doar niște note, absențe și niște anunțuri cu privire la o ședință cu părinții sau un anunț de genul mâine vă rog să aduceți adeverință pentru sport. Această aplicație conține și funcționalități care permit stocarea unor informații, gen manuale, prezentări, PowerPoint, care îi ajută pe elevi să înțeleagă mai bine poate o anumită lecție. De asemenea, există și posibilitatea de a fi notificat pe aplicațiile de mobil. Asta înseamnă că avem și o aplicație de mobil, cum ziceam și mai înainte. Toate astea comunică într-un singur loc, cu un singur cont ai acces atât de pe calculator cât și de pe dispozitiv mobil. Se mișcă foarte repede. Să înțeleg că pe lângă partea de note, dascălul, dacă are acces la un manual digital pe care vrea să-l folosească, îl poate încărca în aplicație? Sigur. Și să-l folosească toți elevii? Da, deci în momentul în care un profesor dorește să share-uiască un anumit document cu elevii la care predă, atunci acest lucru se face foarte simplu din platformă, doar și selectez... toți cei care sunt în sigur, listă... Sigur, pot să selectez cui dorești ca să dea acces la acest document. Spuneam la începutul emisiunii că ar putea să facă și treaba de încheiat medii. Sigur. Sau notificat persoane care nu au note la un anumit moment. Poate să facă asta, că eu am gândit-o fără să fiu informatician, dar am fost dascăl și știu că trebuie să închei mediile și mai ales după noua structură, dacă ai 6 ore, spre exemplu, de matematică, trebuie să ai cel puțin 6 note. Și atunci mă gândeam că face acest lucru aplicația voastră? Și cred că pierdeai mult timp cu încheiatul la medii, nu? Cam mult. Că aici, Alex, cred că dacă ai multe note, dacă ai multe note și diversificate, nu doar 10 sau 10 da. Și 9 și știi simplu ce, îți ia puțin să le aduci, să-l împarți la... și să-și mai scrii. Face toate astea? Sigur, sigur că da. Cum? Într-un mod automat. Totul e automat. Când s-a încheiat semestru, ce îți dă? Îți dă media per materii, per general. Poți să vezi media clasei. Ca și director poți să vezi media clasei. De asemenea, în aplicație, în funcție de media clasei și media ta la o anumită materie, vezi unde te situezi. Dacă media clasei, să zicem că e 8, și tu ai media 7, îți apare cu o bară roșie, vezi că e sub media clasei. Tragi un pic mai tare, măcar peste medie să treci. Deci nu-ți spune cine e deasupra ta, dar te avertizează. Sigur. Pe tine da. Că nu ești, ești sub media. Din punct de vedere legal, nu poți să faci o clasificare. Asta e o altă întrebare și o adresez înainte consilierului local, dar din punct de vedere legal, vorbim de operatori de date cu caracter personal. Da. Cum se rezolvă această problemă? Pentru că, ok, am înțeles că eu, ca părinte, văd doar ce a făcut copilul meu. Da. Eu, ca elev, văd doar ceea ce fac eu. Dar firma cu care lucrați are toată baza de date. Exact. De acolo poate fi accesată prin fraudă sau altfel informația. Cum se rezolvă această problemă? Aveți un contract? Deci, da, cu clauze care să garanteze nefolosirea datelor cu caracter particular, deci privat? Va fi și așa ceva, pentru că normal la urma urmei să avem și o siguranță, așa cum spuneați. Protejarea datelor exact. Personale. Exact. Și o să fie și un asemenea contract. Clar că se va face. Din momentul în care sistemul va deveni operațional... Pentru asta trebuie să cereți acordul tuturor profesorilor și a părinților?
sau e suficient o hotărâre a Consiliului? Mă rog, acum chiar pe procedura asta rămâne să vedem. Dacă probabil va trebui și cu părinții, probabil va trebui să o prezentăm și în Consiliu, dar repet, înainte să când suntem pregătiți să-i dăm efectiv drumul proiectului, atunci o să punem și... La Reghin cum s-a întâmplat? E un asemenea acord? Sau încă n-a pus nimeni problema așa? S-a pus problema asta, însă la Reghin contractul nu este făcut direct prin noi. Noi doar oferim ca și unealtă acest catalog la contractul care... Acolo e un proiect mai mare de digitalizare și noi practic suntem o părticică din toată treaba asta. Am înțeles. Domnule Belean, bun, urmează să se clarifice acest aspect la Râciu, dar ați văzut aplicația? Sigur. 32 de ani. Sunt alții la 60 care sunt părinții ai copiilor pe acolo, probabil la 40, și nu au avut acces la ce aveți dumneavoastră sau ce avem noi din punct de vedere digital. Cum e pentru utilizator? Clar că dezvoltatorul spune că lui e cea mai bună și că arată bine. Cum e? User-friendly sau nu? E foarte, foarte ușor de folosit aplicația. Deci dascălii nu o să aibă probleme. Nu. În niciun caz. În niciun caz. Și deja, ei fiind instruiți deja de o bună perioadă de timp, deja încep să se adapteze. Și chiar dacă, normal că la început au mai fost, ca să zic așa, probabil 1, 2, 3 dascăli care au zis, bă, dar noi oare cum o să ne descurcăm, exact cum spuneați și de o anumită vârstă și așa, dar acum chiar face, bă, dar nu e chiar așa de greu. Știi, adică am ajuns pe lună. Nu ne suntem în stare să folosim un program din ăsta. Deci nu. Sunt ferm convins că de la cel mai tânăr dascăl și până la cel mai în vârstă dascăl, dacă un pic își vor da silința, probleme nu o să avem din punctul ăsta de vedere. Pleacă profesorii cu tabletele acasă? Fiindcă acum o săptămână ascultam pe un post de radio național consilieri județeni dintr-un alt județ din sud, au plecat de tot cu tabletele acasă când le expira mandatul și salele noastre, nu le mai dăm înapoi. Ce au costat 1000 de lei cândva, acum sunt 200 de lei. Dați-le pace. S-au amortizat. Se vor da pe proces verbal. Fiecare... Deci nu rămân în școală, dascălii pot să le ia acasă. Pot să le ducă acasă, dar de modificat nu pot să modifice de ce? Note. Adică nu au datele la ei. În momentul în care i-ai dat o notă unui elev, da, i-ai dat un 9, nota aia rămâne. Adică nu mergem acasă și modificăm sau mai facem știu eu ce. Cât e și catalogul clasic, dar după... Ne-am gândit și la treaba asta și o să intervin. Pentru... Nu neapărat profesorul să facă modificarea. Duce tableta acasă și ajunge pe mâna copilului sau soțului. Tableta. Și deschide aplicația cu parola rămas acolo. Ideea e în felul următor, că în momentul în care o notă este adăugată în catalog, ea se poate modifica doar în 24 de ore de către profesor. Asta în cazul că o greșit sau există modificări. Totuși, orice notă modificată este creează o notificare către director prin care se anunță profesorul X la ora cutoare a modificat notele elevului din nota 9 i-a făcut 10 și practic apare ora și minutul. Exact, da, adică... și prin faptul ăsta se... Adică nu mai merge radiera și lama pe catalog. Nu merge. Pentru a modifica. Sau pune nota numai în creion. Da. Bun, ce urmează după acest proiect pentru Consiliul Local din Râciu? Pentru că ieșim astăzi, vorbim despre catalogul digital, ce bine e, dar pentru școală atât? Se oprește la atât proiectul? Ce aveți în vedere pe viitor? Dincolo de catalog. Dincolo de catalog. Pentru că catalogul de regulă e acolo unde știi că e de bine sau de rău. Dar până la de bine sau de rău, trebuie să înveți. Da. Să știți că și cred că e o problemă care nu doar la nivel de comune există, la fel și în oraș.
încercăm să îi atragem pe copii să învețe, să conștientizeze că tot ceea ce acumulează și asimilează o să le fie bun, dar în era digitală, mulți vor digitalizarea școlilor, nu doar a catalogului. V-ați gândit la asta? Că vin copiii și spun, da, domnul consilier, nenea Cipri, ne-ai pus catalogul, ai venit cu ideea, dar nu avem manual digital, nu avem tablă digitală. Sunt sigur că știți cum e. E mai greu să încep ceva, da? E că, și o casă, da? Facem prima dată fundația și pe încet, încet tot o clădim. Eu văd că și aici la fel putem face. Am început cu proiectul ăsta, catalog electronic, și ceea ce spuneați dumneavoastră, pe viitor, da? După ce ne punem bine la punct cu asta, nici să nu începem 5, 6, 7 proiecte și să nu facem nimic, după aceea o să trecem și mai departe, practic să venim și în sprijinul elevilor. Bine, noi tot în sprijinul lor facem și catalogul ăsta electronic. Tot așa, datorită media națională, am văzut un consiliu local și un primar din țară care au hotărât, bine, nu mai dăm tot felul de prostii premii, dăm premii, tablete, biciclete, sau hotărâm că clasa respectivă e prima clasă în care toți copiii au calculator pe pupitru. Da. Și pot învăța așa. Da. Și în timp reușim să digitalizăm totul. Biciclete era un exemplu tot așa, ca să nu-i dăm bani să-și cumpere ei ce vor sau să aruncăm banii fără să avem... O să cumpere profesorii o justificare clară, o să cumpere profesorii ceva. Nu, am cumpărat pentru toți copiii acest... Da. Dispozitiv. Au găsit o metodă prin care reușesc să-i motiveze pe copii. Are Răciu bani pentru așa ceva? Dacă nu are la momentul actual, probabil o să avem pe viitor. Alexandru Pop, cum pot și cine poate să preia aplicația ta? În ce condiții poate fi implementată în restul școlilor? Aici e un caz fericit dintr-un anume punct de vedere. Probabil că și alte școli, alți profesori, alți învățători de la școlile din mediul rural ar vrea să beneficieze de ea. Poate n-au bani, poate au bani, trebuie plătit, nu trebuie plătit. Cum se poate intra în sistem? Din punctul ăsta de vedere există mai multe posibilități. Cea mai simplă metodă este de a ne contacta și să le prezentăm ofertele noastre. Oferta pe care nu presupune niciun cost este aceea de a da acces oricărei școli să folosească această aplicație, dar doar pentru introducerea notelor absențelor. Ei trebuie să aibă tabletele, trebuie să... Deci le puneți aplicația gratuit la dispoziție dacă ei au infrastructura necesară. Da. De asemenea, dacă, de exemplu, vor ca să aibă fiecare, să oferim noi tablete, noi avem și un parteneriat cu unul din operatorii de telefonie mobilă și astfel se pot oferi tablete cu cartelă 3G și aplicația. Iar, de asemenea, în funcție de numărul de utilizatori, se poate face un cost dacă se dorește utilizarea acestei aplicații cu posibilitatea de a urca documente și lucruri de felul acestea care presupun alte costuri de stocare și așa mai departe. Și ultima întrebare pentru tine. În Târgu Mureș, din multitudinea de școli existente, v-au solicitat vreuna softul? Da, am fost solicitați, însă pentru moment a rămas ca implementarea acestui proiect într-una din școlile din Mureș să fie lăsat pentru la toamnă sau până ce Consiliul Părinților se va decide în această privință. Adică? Încă
lor există această teamă de a, de a face un, a semna un contract datorită lucrurilor ce se întâmplă la nivel național, în mediul politic. Le fric. Da, m-ai pierdut. Ce treabă are catalogul în care sunt notele copiilor, absențele copiilor, prezența copiilor cu mediul politic? N-am înțeles. Sincer, și eu m-am mirat de acest lucru și mă mir. Și un pic, profesorii vor, părinții nu vor? E o singură școală în situația aceasta? Da, e o singură școală cu care am avut problema aceasta, însă credem că se va rezolva. În această școală s-a sugerat introducerea notelor de către noi, nu de către profesori, și așteptăm să vedem care va fi decizia Consiliului Părinților în această, în acest sens. O singură școală din Târgu Mureș v-a solicitat, înțeleg. Noi am fost solicitat pentru moment doar de o singură școală, însă la nivel de Târgu Mureș, momentan două școli folosesc un astfel de sistem oferit de către alte firme. Pe bani sau gratuit, așa cum îl oferiți voi sistemul? Pe bani. Acum las telespectatorii să tragă concluzia, dacă se oferă o platformă gratis, de ce alegem platforma pe bani? De ce n-ați ales Solarăciu, cea pe bani? Este mai economic. V-a oferit cineva platforma pe bani? Nu. Nu, deci nu. Ați primit direct platforma gratis. Da. Dacă veneau cei care vând platforma, pentru că, repet, ceea ce a spus Alexandru, sper că așa și e, accesul în platformă pentru a introduce nume, note, absențe, e gratuit dacă ai infrastructura. Vorbești cu ei și e gratuit. De ce ai plătit atunci? Sunteți consilier local. La noi, dacă ar fi venit să ne ceară bani pentru așa ceva, am fi negociat cu ei, sunt ferm convins, și ar fi fost tot fără bani. Aș vrea totuși să menționez un lucru, da. Pentru că la liceul la care urma ca acest sistem să fie implementat, li s-au cerut părinților bani. Li s-au cerut bani deoarece era nevoie ca să existe o persoană autorizată care să se ocupe zilnic, să meargă acolo, să preia datele din cataloge, să fie introduse. Un responsabil cu datele, cu caracter exact. Personal, exact de ce exact. Vorbeam eu. Da. Și din acest motiv li s-au cerut bani. Și asta pentru că dascăle au refuzat să folosească. Corect. De ce? Pentru că fiecare poate să-și spună punctul de vedere și ei au susținut acest lucru că nu este nevoie ca să fac o muncă în plus, nu sunt plătiți pentru treaba asta și că li suficient catalogul pe hârtie. Mulțumesc mult, domnule Belean. Sunt oameni și oameni. Sunt oameni și oameni, da. Mă nu, rog, nu mai avem perioada aceea când dascălul făcea totul pentru comunitate. De ce să mai introduci și pe o tabletă o notă, dacă ai scris-o în catalog? Și aici e întrebarea de final pe această temă pentru dumneavoastră, pentru că mai am una pentru da. Consilierul Ciprian Belean. Cei de la inspectorat ce spun? Ați vorbit cu ei, inspectoratul școlar? Cu cei de la inspectorat, sincer să vă spun că n-am avut o întrevedere oficială, ca să spunem așa. De când e știrea aceasta pe piață? Nu v-au sunat să vă felicite? Sau să vă întrebe de ce și cum? Au fost mulți oameni care ne-au felicitat, oameni și din afara județului, chiar din toată țara, având prieteni și așa. Au fost oameni care și au încercat să ne încurce oarecum și care, în momentul în care au văzut că se face ceva, au încercat să... Hai să spunem, poate denigrare prea mult. N-a spune, nu, dar... spuneți ce a spus înainte de a intra în direct. Da. V-au blocat pagina pe o rețea de socializare. Da. Nu personală, ci pagina localității. Exact. Pagina localității. După 2-3 zile după ce a apărut această știre și pe toate televiziunile din țară și așa, în presă, la 2-3 zile ne trezim cu pagina blocată. Mă rog.
Și am zis, bă, dar bun, noi am făcut un lucru util, un lucru bun. Un lucru bun, n-ați furat. Da, eu sunt... În principiu, noi nu furăm tineri, noi nu furăm Tibi Dragă, dar suntem doi oameni tineri, da, Alex cu programul lui, eu cu inițiativa acolo la Râciu, care vrem să construim ceva. Și cu suportul ceva. Consilierilor, și... al primarului și al profesorilor. Corect. Că toți am înțeles că au fost de acord. Corect. Da? Și atunci de unde vine acest atac? Nu știu. Nu știu. Bun. Deci sunt oameni care se pare că mai bine facem așa numai o poziție sau nu știu, numai așa de dragul de a spune, mă, nu. Păi bun, dar de ce argumentează? Bă, nu. Pentru că nu sunt plătit pentru asta. Hai să rămânem tot așa și la nivel de comună, să rămânem tot acolo așa, împământeniți de acolo. Și... argumentul care a fost adus lui Alexandru Pop, dacă nu suntem plătiți pentru asta, de ce să facem un catalog virtual? Să știți, îmi cer scuze, că și la noi au mai fost profesori care au zis, mă, dar nu, nu suntem plătiți, dar și-au dat seama, apoi, mă, facem treaba asta și din civism, da? Și mai ales că suntem, repet, și suntem unici deocamdată la nivel de... O faci să fii în pas cu tehnologia, exact. Exact. Nu cu moda, ci cu tehnologia. Exact. Să arăți că nu te-ai plafonat. Și să știți că profesorii dascălii din Râciu au priceput că, de fapt, sistemul ăsta pe viitor o să-i ajute. Deci chiar dacă fac acum o muncă în plus, da, să spunem, o anumită perioadă, pe viitor au realizat, mă, chestia asta o să ne ajute. Da? Și sunt profesorii de la Râciu. Punem punct aici discuției pe acest subiect. Mulțumesc, Alexandru Pop, pentru detalii și pentru consilierul Ciprian Belan. Mai am o întrebare. Dacă îmi confirmați sau nu și dacă îmi confirmați de ce, am înțeles că stația de transfer a deșeurilor din comună s-a oprit. Nu funcționează. Știți ceva? Eu cred că aici mai... cred că trebuie să vă răspundă domnul primar. La treaba asta sunt niște probleme care sunt pe cale să se rezolve, dar repet, s-a închis definitiv sau se va redeschide? Se va redeschide. E informația cerută de oamenii care ne privesc și mi-au cerut să pun această întrebare, să știe ce se întâmplă, cei din comună și cei din zona dumneavoastră care aduceau deșeurile la stația de transfer. Ok, deci și acolo problema va fi deblocată. Va fi deblocată, dar repet, mai multe despre stația de transfer o să le vorbiți cu domnul mulțumesc primar. Mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc tare mult pentru răspunsuri. Mulțumim. Stimați telespectatori, astăzi am vorbit așadar despre catalogul digital. Am aflat că sunt profesori în Târgu Mureș care sunt de părere că dacă nu sunt plătiți să mai dea un click sau să mai apese de două ori cu degetul pe ecranul tactil al unei tablete, nu trebuie să fie în pas cu tehnologia. E dreptul lor până la urmă, nu pot fi obligați, dar ne dăm seama în ce lume trăim și cum gândim. Dacă și sfera politică poate să intre în catalogul copiilor dumneavoastră, e grav. În școală parcă nu se făcea politică, parcă nu e voie să discutăm politică decât din perspectiva istorică, și nu într-o altă manieră. Poate până la urmă ne vom deștepta cu toții. Stația de transfer de la Râciu va reporni, spune domnul consilier Belean, și știrea cu care vreau să încep și am lăsat-o spre final, în Alta Curte de Casație și Justiție a hotărât săptămâna trecută în favoarea Agenției Naționale de Integritate în procesul pe care aceasta l-a avut cu fostul viceprimar de la Târgu Mureș, domnul Claudiu Maior. Așadar, al doilea dosar în care domnia sa era acuzat de incompatibilitate a fost tranșat. Încă 3 ani, începând de acum încolo, Claudiu Maior nu poate candida și nu poate fi ales, nu poate fi desemnat să ocupe funcții publice, dar exact peste 3 ani și o lună, cam așa începe campania electorală. Ne revedem luni, un sfârșit de săptămână plăcut, numai bine!